Radio Guerilla. Face pe om voios, pe acei cui doprică îi ușurează. El e bun și pentru neauzire. El liniștește durerile de dinți. Pornește mai bine circularea sângelui, precum și firea la partea femeiască. Cu Bogdan Șerban, Felcer Cultural. Cultural. Ar trebui să intrați deja pe pagina de Facebook a Radio.Gherila și pe contul de YouTube al postului ăsta de radio pentru... Stand Up Poetry. Poezie pe radio. Fraților. Pentru o oră de așa ceva în care o să băgăm noi în voi, de fapt cu ajutorul invitaților, niște poezie, rarisim în FM-ul local. Invitata de astăzi este reprezentanta orașului Piatra Neamț, născută și crescută acolo, dar pentru a trece peste hopul academic a trebuit să vină, și mă iertați că vorbesc așa, aici în București, mai exact la UNATC. Se întâmpla să fie în anii din anul 2000. Dar pentru a fi validată de partea locală și de partea internațională a trebuit să se arate într-o peliculă ce a ajuns pretutindeni. 4 luni, 3 săptămâni, 2 zile, în regia lui Cristian Mungiu. De acolo știm cu toții. Ea totuși și n-a părăsit scena, ci din contră. De văzut, mulți au văzut-o inițial în Târgoviște, în localitatea unde a fost împușcat Ceaușescu, după care a trebuit să vină la București. Ea, de fapt, făcea între timp și naveta între cele două orașe, dar a rămas aici și este reprezentanta Teatrului Notara. Ea este Laura Vasiliu! Stand Up Poetry. Da, gata, au dat cu cultură pe la nas. Bine ai venit, te rog. Aș vrea să-ți spun... Ți-aș spune, dar nu știu cum. Simt că aș avea de spus nespus de multe, dar vezi, mă tem că n-ar vrea să mă asculte frumoșiți ochi. Și nu-ți mai spun nimic. Aș vrea să spun un basm. Un basm nebun țesut din braja nopților senine. Dar vezi, mă tem. Tu poate vrei mai bine să nu-ți spun. Așa că tac și nu-ți mai spun. N-am vrut să-ți spun și toți am spus ceva. Ceva din visul florilor de nufăr. Dar voi tăcea de acum, să nu te supăr. Necunoscut mi-ai face ruga mea. Cândva, când luna plină mi-era mamă, mi-a spus un basm cu o fată de împărat și cu un copil pribeag. Dar i-am jurat că n-am să spun la nimeni cum îl cheamă. Îl știu. Un basm. Și nu-l găsești la carte, că-l știu doar eu și luna. Și ce-o fi? Te-ai vrea să mă asculți? Eu ți l-aș povesti. Ce basm frumos! Și cât ești de departe? Se numește Scrisoare de Zaharia Bârsan. Laura Vasiliu! Aici! Stand-up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia? Păi, bine ai venit. Laura, se spune că a fost o problemă cu lipsa sau, mă rog, cu prea multă comunicare între noi. Eu am crezut că, de fapt, o să fie marțea trecută. Tu ai fost foarte clară că o să fie, de fapt, marțea asta. Și uite așa, marțea trecută te-am arătat. Tu ești actrița ce a avut parte de o campanie de expunere dublă. Două săptămâni. Era nevoie. Bună seara. Da, bună seara. Mulțumesc de invitație. Iar tu n-ai putut să vii marțea trecută pentru că erai în drum spre... Eram chiar la Sovata. Vorba cântecului. Nu aveam nicio șansă să ajung. Da. Bine, păi Piatra Neamț, zi-mi și mie, te-ai născut în oraș, chiar în localitate, da, cartier de blocuri, case? Dărmănești, da. Cartier Dărmănești, da, nu știu, nu sunt cunoscător al zonei. Dacă era Andrei Descălescu, cel care face festivalul de filmul de piatra, mi-ar fi spus, da, are dreptate, e așa. Cum e, de case, de blocuri, de ce e cartier? Eu am stat la bloc, la un bloc, e adevărat, nou. Dar ce la bloc. Nou, după 89? Nu, eu sunt mai... Da.
erau blocuri comuniste, da, abia, construite. Abia construite, da, pentru okay. tinerii, mă rog, căsătoriți și da, a fost foarte bine pentru că eram toți, erau niște familii tinere cu copii cam de aceeași vârstă. Și ce făceați voi când nu era internet? Înainte de apariția internetului, ce făcea copilul din Piatra Neamț? Doamne, tot felul de lucruri. Mult mai multe. Câte făceam noi. Da, mult mai multe decât acum. Ce? Zi. Depinde de anotimp. Așa, ia-ne pe anotimpuri. Aveam o grădină mare în jurul blocului, numai cu iarbă și cu pomi. Era foarte frumos, multă verdeață, în primul rând, chiar dacă stăteam la bloc. Alergam, jucam ascunsa, jucam toate poveștile pe care le citeam, le puneam în scenă, în practică, Șeherezada, Albă ca zăpada, Cenușăreasa, și inventam și altele și continuu. Și nu era nicio continuu. Teamă că vine cineva sau vă fură din fața blocului, vă verificau părinții? Ne verificau și părinții. Doar vă strigau pe geam la masă, da, exact, ne strigau pe geam de câteva ori, de vreo 10 ori ca să venim. De exemplu, țin minte că mama mereu spunea că dacă cineva mă cheamă undeva sau mă invită, să nu mă duc pentru că sunt teroriști, așa îi numea, care fură copii. Și mi s-a întâmplat. Nu să mă fure, dar eram în clasa 1, eram printre primele zile de școală și am ieșit cu un grup de copilași și ne-am dus la o cișmea lângă școală. Și a venit un individ care a ieșit dintr-o cismărie și a zis, tu, vino cu mine. Mi-a zis mie și zic, de ce? Și a zis, pentru că vreau să-ți dau o scrisoare pentru părinți. Da, nici nu știa cine sunt, mă rog, nu... Și eu am zis, prima dată am crezut, eram... aveam 6 ani totuși. Dar mi-am amintit totuși ce a zis mama. Și deci voi nu erați supravegheați, vă duceați singur la școală, vă întorceați singur de la școală. Da, cumva aveam și momente. Asta nu se mai practică aici, mai ales. Dar veneam în grup totuși. Nu veneam complet singur. Nu, veneam împreună. Da, și până la urmă, mă rog, l-am refuzat. El a fost destul de contrariat pentru că a insistat. Și o altă fetiță a zis, vin eu. Și a zis, nu, ea să vină, adică eu. Mă rog, până la urmă am ieșit din chestia asta și m-am dus la mama și a zis, mama, știi, a venit la mine un terorist de care ai spus tu și cred că a vrut să-mi fure cercei. Dar bine, tu nici acum nu se știe de fapt ce era cu ăla. Nu, habar n-am. Nu l-am mai văzut niciodată. Deci pare, știi, că pare scenariu de film de groază. Da. De serial. Da. Se întâmplau tot felul de lucruri. Ce, să dispară copiii din Piatra Neamț? Da, din Piatra Neamț, de peste tot, pentru că altfel nu era frica asta. Bine, mama e și foarte prăpăstioasă în continuare, dar era judecător, era mult mai era mult mai speriată decât alți părinți, dar oricum se întâmplau lucruri de astea. Și ești singurul copil? Da. Și de aia. Și îi vorbești cu onorată instanță? Trebuia să fac asta, mă, să fac gluma asta. Wow. Bun. Și așa, deci te jucai. Aveai voie în fața blocului, ai zis de vară. Iarna mai știi ce jucai? Da, iarna în era casă, ce o bogăție. Aule, și eu iarna era bogăție? Da, pentru că, în primul rând, construiam tot felul de cazemate și ne băteam. În casă? Nu în casă. Vreau să zic, iarna, cazemate din ce? Băi, aveam zăpadă multă la Piatra Neamț, multă. Și tot timpul, da, erau troieni, adică... Și le făceam din zăpadă, cazemate. Făceam din zăpadă, făceam oameni de zăpadă. Stai, nu era și aici, nu erau jocuri împărțite pe genuri? Nu erau fetele cu fetele, băieții cu băieții? Nu prea. Noi aveam un grup și fete și băieți. Mă rog, când nu erau băieți, ne jucam noi, fetele. Dar, în general, erau și băieți. Ok. Da, eram, v-am zis, de vârste apropiate și... Și era bine. Am înțeles. Eram o gașcă puternică. Da, și aveam derdeluș, improvizam tot felul de jocuri. O clipă nu ne stătea mintea. Țin minte că aveam niște țurțuri care, mă rog, se formau. Și eram, bineînțeles, oameni de știință și atâta ne uitam la țurțuri și analizam până găseam noi acolo ce... Scoteam tot felul de forme, de modele, de... Bă, cred că dacă găseam țurțuri mai mari, ne băteam cu ei.
Voi erați așa de... Da, da. Pseudo-oameni de știință. Exact, da. Bine, hai să ne întoarcem în zilele noastre, măcar cu partea asta de lirism viteză, aici, cu Laura Vasiliu. Stand-up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia? Poezie, da. Să fie o dimineață copilăroasă și moale, prin care trecând lumina să scoată foșne de frunză uscată, să miroase în odaia creioane ascuțite prelung și a hârtie neîncepută. Din gânduri, din dragoste sau numai din somn trezindu-mă, bucuroasă, buimacă, să trag pe mine o haină, să ies năucită în stradă cu picioarele goale în pantofi și să întreb fericită: știți cumva în ce an suntem? Se numește Dorință, de Ana Blandiană. Laura Vasiliu! Așa... Depășim totuși momentul copilăriei de Piatra Neamț. La liceu ai ajuns tot în Piatra Neamț? Ai ales tu de bunăvoie? Da. Ce liceu? Economic. Voiam să fac turism. Adică am și făcut. Seamănă, din liceu economic ieșeai ghid turistic? Am dat la sec... Da, m-am înscris la secția turism. Da, ghid. Ok. Bunci, ieșeai, habar n-aveam că din liceu economic ieșeai ghid turistic. Lucrător în turism. Acum nu știu dacă... Da, trebuia să mai faci o facultate de turism ca să ieși ghid. Bun, și altceva, ce, că e clar că Piatra Neamțul ăla de acolo v-a oferit inclusiv o altfel de adolescență, că voi, așa cum noi ăștia din sud aici mergeam eventual pe un câmp sau ne eram mai aproape de mare, voi erați lângă munte. Da, eram... Ceea ce înseamnă că voi acolo stăteați mult pe munte în vacanțe? Da, da, munții sunt în oraș, adică nu eram lângă, eram chiar... Da... Am înțeles. Da, urcam tot timpul. Știu că îmi plăceau toamnele pline de frunze. Ne făceam baie în frunzele alea uscate. Era ceva... Ne făceam baie în gârlă. Uite, la Piatra Neamț să făceam baie în frunze. Aveam și bistrița, dar era cam rece. Da, corect. Așa. Și, Sasha, teatru exista în Piatra Neamț. Da, teatru și, de renume. Și teatru tineretului. Păi da. Zimea asta. Și când... un festival de renume la care noi toți ne-am format, cel puțin cei care am urmat un ATC, ne-am format clar la festivalul. Lasă, la în copilărie, când ai văzut tu teatru prima dată? Ai fost dusă de bună voie sau te-ai cerut tu la teatru? Nu mai știu exact momentul, nu-l țin minte, pentru că probabil ai mei m-au dus de mică, pentru că eram prieteni buni cu Sorin Medelen, Dumnezeu să-l ierte, și stătea la bunicii mei și el era actor la Botoșan, dar mă rog, mergeam la teatru de foarte mică. Nu prea știu exact momentul, nu-l localizez în minte. Eram atras oricum de scenă, pentru că eu eram, am făcut și cor în Cântarea României, am luat loc întâi pe țară cu... Ai avut momentul tău de solo? Nu. Cor. Cu cei din Piatra Neamț, dar oricum era, pentru mine era ca și cum aș fi fost solo, adică eram... În ciuda faptul că erați 50 de da, copii, nu conta, cor. Deci era, mă topeam de emoții și de... Dar mă și fascina scena foarte mult și repetițiile aia cu orchestră, că noi repetam cu orchestră adevărată în scenă, mi se păreau extraordinare. Wow, o să citesc reacția asta, e pe WhatsApp, repet, publică, de-aia o citesc. E foarte teatral în sens bun, foarte pasională când recită, implicată total. Pare că își însușește plenar versurile, cât și sentimentele și emoțiile ce rezidă din ele. Profund momentul. Am încheiat citatul. Așa. Să ne întoarcem, da, la Piatra Neamț. Bun, asta a fost prima apariție, cum ar veni pe scenă, a fost cu corul. Și totuși, cor. În liceu, ai văzut, te duceai regulat la teatru sau ai făcut parte dintr-un grup de... Practic, cu teatru, efectiv, eu am avut legătură în gimnaziu, pentru că am avut un profesor de română extraordinar, trebuie să-i dau și numele, Rotaru Leonard, care era un poet, un ceva, o bucurie de om. Și m-a făcut să mă îndrăgostesc de literatură, de
română în general. Și cum ai ajuns la dramaturgie? Și, da, și el ne-a propus să scriem împreună o piesă de teatru. A ales câțiva copii din mai multe clase și am început să repetăm. Ah, deci ce a scris voi a ajuns să fie jucat tot de voi. Tot de noi, da. Și eu eram și acum, și atunci eram foarte timidă și... Hai, n-ai zice, cum ești tu pe scenă cu atâta exces de timiditate? Dar tu cred că ai reușit să o transformi. Te o folosești... Da, să-mi dea un surplus de energie. Mm-hmm. Asta e... da, uneori și credibilitate, iartă-mă. Da. Și a fost o surpriză foarte mare când profesorul m-a ales pe mine să fac parte din trupa de teatru și chiar am trăit momente de fericire maximă la acele repetiții. Aveam o singură replică, dar până ziceam replica aia, mi se întâmplau o grămadă de lucruri și când înăuntru. Pe dinăuntru, pe că eu practic jucam tot ce era acolo, indiferent că altcineva vorbea. Wow. Bine, și am înțeles și pentru replica aia, când de fapt deschideai gura, era... Da, era un fel de vrajă, în momentul ăla... Nu știu dacă înghețau toți, dar eu eram pe altă lume. Deci zburam, eram cu racheta, cu supersonicul. Bine, o să mai aflăm povești din zona asta, din ce era înainte ca Laura Vasiliu să fie personajul din 4-3-2 și nu numai. Stand up poetry. Da, gata, au dat cu cultură pe la nas. Asta o să aflăm totuși abia după. Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust și pasiune pentru bucătăria în stil iberic. Încearcă ton bucăți în ulei de floarea soarelui Solimar 900 de grame la 31,99 lei și hamon Serrano Solimar maturat 11 luni 240 de grame la 17,99 lei. Cumpără produse Solimar, intră pe surprize.lidl.ro și poți câștiga un frigider Fram sau alte premii surprinzătoare. Lidl. Meriți să fii surprins. Au fost cu tine la mare, au fost cu tine la munte, au fost cu tine la examen, au fost cu tine în prima zi la facultate, au fost cu tine la prima întâlnire, au fost cu tine în prima zi de muncă, au fost cu tine la nuntă, i-ai pierdut, i-ai regăsit, dar nu ai renunțat la ei oricâte perechi noi ți-ai cumpărat de când v-ați cunoscut. Ei sunt cei mai ochelarii tăi de soare. Povestește-i, convinge-ne că ei sunt și OptiBlue te premiază zilnic cu o pereche de Polaroid la alegere sau cine știe, poate chiar cu un voucher de 400 de lei să îți iei perechea preferată de ochelari de soare din cele peste 50 de branduri în fiecare dimineață în gherila de dimineață. Câștigi, nu câștigi, oricum te poți bucura în perioada aceasta de festivalul reducerilor de vară de până la 70% la ochelari de soare în OptiBlue sau OptiPlaza. Trupa americană Sun Lux cântă la Fratelli Studios din București pe 19 iulie. Sun Lux au o activitate de peste un deceniu, iar materialele de studio ale formației au cristalizat un post-rock cu vădite influențe de muzică electronică. Probabil cea mai notabilă colaborare a lor este cu Woodkid pe piesa Easy. Invitați speciali sunt The Monojects și Dimitris Betts. Sun Lux, 19 iulie, Fratelli Studios. Bilete pe iabilet.ro. Cântat de Radio Guerilla. Teatrul Bulandra anunță avanpremiera spectacolului Băieții de Zinc, după un text scris de Svetlana Alexievici, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură în regia lui Yuri Kordonski. Producția eveniment Băieții de Zinc are o distribuție exclusiv feminină, centrată în jurul unui nume de legendă al teatrului românesc, Mariana Mihuț, și propune dramatizarea tulburătoarelor confesiuni despre război care stau la baza romanului Soldații de Zinc. Avanpremiera spectacolului va avea loc pe 15 și 16 iulie de la ora 7 seara la sala Toma Caragiu, un spectacol-eveniment aplaudat de Radio Guerilla.
Primăria Municipiului Reșița și New Promo Mod prezintă Love Songs by Gregory Porter. Un concert de excepție în Reșița pe 4 august în Centrul Civic, începând cu ora 8 seara. Ești așteptat să-l asculti live pe artistul american câștigător a 2 premii Grammy, care a împărțit scenele jazzului cu nume răsunătoare precum Diane Reeves, Kenny Barron, Van Morrison sau Stevie Wonder. După ce a marcat debutul jubileului de platină al reginei Elisabeta a II, Gregory Porter vine în România pentru un concert de neratat. Gregory Porter, 4 august, Centrul Civic din Reșița. Bilete disponibile pe iabilet.ro. Cântat de Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Dacă tot te ocupi de toate, lasă cumpărăturile pe seama noastră. Doar 3 zile în perioada 11-13 iulie ai ofertă limitată la Somat detergent pentru mașina de spălat vase, diverse sortimente la super prețul de 49 de lei în limita stocului disponibil. Hai pe freshful.ro sau comandă din aplicație Cumpărături mereu proaspete. Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Ne-am întors aici. Stand Up Poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia? Cu Laura Vasiliu. Iartă-mi, Doamne, datoria infinită. Iartă-mi tot ce sunt. Știu, îți datorez un sfânt. Dar eu îți cer iertarea care scoate un vierme din pământ. Iar ochii tăi mi-amintesc neîncetat că-ți datorez un sfânt. Iartă-mă, Doamne Iisuse, iartă-mă cu toate iertările tale. Iartă-mă până păcatele mele se fac osanale. Căci singura cale spre cer pentru mine e scara iertărilor tale. Singura scăpare pentru mine de Marius Iordăchioaia. Laura Vasiliu. Stand Up Poetry. Poezie pe radio. Ce arăți, fraților? Și ai recunoscut cu vocea colegei Isabela Neamță? Da, sigur. Pe ea mi-a dat numărul. Am mai auzit-o. Așa, hai să-ți citez, că și public până la urmă n-a reacția asta, e firesc. Pe WhatsApp-ul radioului a venit timbrul vocii și momentele de pauză din fraze. Aduc foarte mult cum a reacțit Valeria Seciu. Așa. O mare onoare. S-a întâmplat din nou să ne întoarcem la Piatra Neamță, acolo unde, în adolescență, ea a hotărât, pe lângă faptul că se arătase în preadolescență pe scene, în adolescență, concret, în afară de munte aproape și de dorința de a ajunge ghid turistic, ce mai era? Ai văzut spectacole? Cred că îmi plăceau călătoriile, că nu știam ce înseamnă ghid turistic, e destul de anost. Te mă vor rog. Iubi toți ghizi în momentul ăsta pentru declarația. Nu, adică, nu, în sensul că nu te poți bucura efectiv. Trebuie să ai grijă grupurilor, da, pe care le însoțești. Și eu voiam tocmai să mă bucur de călătorii și m-am bucurat ulterior. Clar. Deci tu simțeai nevoia să rup lanțul, da, de Piatra Neamță. Și să revin mereu, că... Evident. Da, așa cum visez să revin. Ce m-ai întrebat? Că în continuare a rămas, ce mai vedeai tu? Că bănuiesc că asta a setat și direcția ta ulterioară academică. Faptul că pe scena teatrului din localitate tu vedeai lucruri, nu? Da, sigur. În primul rând m-am dus la școala de arte să fac pian. Făcusem și... Asta n-ai spus, ok. Când eram mai mică și mi-a rămas așa inima lipită de instrumentul ăsta și m-am dus acolo. Nu era profesoara respectivă să mă înscriu la pian. Mi s-a părut mie interesant și cantul, auzeam pe cineva cântând și până la urmă mi-a apărut un om uriaș în față, dar pe cât de uriaș, pe atât de blând, care mi-a zis, ce cauți tu aici? Eu eram foarte slabă și foarte micuță și eu pierit, am zis, păi vreau să mă înscriu la pian. Și zice, nu vrei la teatru? Și zic, da, bineînțeles, eram topită după teatru, dar nu știam ce trebuie să fac. Și eram singura înscrisă la teatru.
De fapt, nu era nimeni dornic de așa ceva. Dornic de teatru. Și da, cu bucurie am vrut. Și cu adevărat a fost exact ce trebuia. S-a făcut o secție doar pentru tine? Nu, și până la urmă mi-am mai adus pe prietena mea cea mai bună. Ai făcut o racolări? Da, nu, doar pe ea am adus-o. După aia s-au mai înscris vreo 2-3. Oricum eram puțin, dar a fost cu atât mai bine, pentru că se ocupa de fiecare în parte. Și persoana respectivă este un actor tare drag mie. Era actor în Piatra Neamț. Da, și după aia a devenit directorul teatrului, Corneliu Dan Borcea, Dumnezeu să-l ierte, a murit. Și ce să zic, un om de o bunătate fără margini, odată nu ne-ar fi zis un cuvânt de dojană sau decât în glumă, sau a fost așa. Păi și în variantă de amatoare ai apucat să te dai pe scenă, să te vadă lumea? A, nu. Evident că nu. Dar am lucrat, cum să spun, ca un... profesionist. Ca un profesionist, în sensul că desfăceam textele, le gândeam, le analizam. Deci, da, exact, deci nu ne băgam într-un text, gata, hai să-l spunem mai bine sau mai rău în funcție de starea de moment. Nu, nu, chiar încercam să facem niște lucruri acolo mai profunde, aplicate, da. Și am învățat destul de multe. A fost suficient ca după aia să intri sau ai avut mai multe încercări și în alte zone academice până ai ajuns la un ATC? Eu nu m-am gândit să dau la un ATC, chiar dacă eram topită după teatru, pentru că mă știam cum sunt și... Și timidă și... Da, și știam că sunt puține locuri și, în general, trebuie să ai legătură cu zona asta. Să faci pregătire în București. Exact, să ai eventual și din familie, să fie cineva care să... Nu neapărat să te ajute, dar da, conta și un cuvânt acolo al cuiva din profesie. Și nu m-am gândit să dau la un ATC. Voiam să fac, până la urmă, ASE. Eram bună la matematică, îmi plăcea economia. Eu spre ASE m-aș fi dus. Ceea ce am și făcut, nu ASE-ul, dar română americană, pentru că picat în primul an la teatru. Ai, până la urmă, ai avut curaj să dai la un ATC. Da. Că asta n-ai zis, da. Pentru că prietena mea, pe care o raculasem eu pentru... teatru, a venit la mine într-o zi și a zis, și ceva, fie ce-o fie, eu dau la teatru. Și a zis, dacă dai tu, dau și eu. Deci măcar n-a fost o idee originală. Și... mi-am copiat prietena. Da, dar mă rog, nu, eram într-un întreg context. Eu mergeam la teatru la fiecare reprezentație, aproape la fiecare reprezentație. Chiar dacă era același spectacol. Da, îl vedeam de 20 de ori, știam pe de rost. Nu, intram. Și intram în teatru și când nu erau spectacole. Intram pur și simplu să stau pe tunerii pe scenă, să recit, să cânt, să... Ca la biserică, duceai la teatru? Da, deci mă duceam, îi mințeam pe toți aia de la poartă că mă așteaptă domnul Borcea în teatru. Nici nu știam dacă e în teatru. Nu mai spun la festivalul de teatru, pentru eu abandon. Pentru cei care sunt administratorii, ca să știți de ce v-au dispărut atâta lucruri de-a lungul timpului. Nu, e așa, n-am luat nimic niciodată. Da, eram fascinată de teatru și de scenă. Ce să zic, eram... Ok, și ai dat pregătindu-te doar cu domnul Borcea, da? Nu, nici măcar. Pentru că eu am făcut, cum se cheamă, cursurile astea de teatru între a 9-a și a 10-a. După aia eu n-am mai făcut. Apoi în clasa a 12-a, când am hotărât totuși să încerc, nici nu am îndrăznit. Deci spunem reacția a părinților, când le-ai zis. Dar părinții vedeau că sunt destul de... nehotărâtă. Nu nehotărâtă, dar odată spuneam... Da, cumva nu s-au șocat. Mai ales că eu făcusem niște cursuri de teatru, aveam legătură cu... vedeau că merg tot timpul la teatru. Și care a fost reacția, mai ții minte? Aici le-am strâns pe toate, au fost foarte... Majoritatea au fost, băi, ce faci, mă, nu o să câștigi nimic cu meseria, o să mor de foame. Da, asta mi-a zis domnul Borcea. Chiar? Da, chiar el. Mi-a zis, vezi că... Vedeți că eram amândouă prietenele, da. Eram, ne zicea Chip și Dale, că eram lipite. Lipite, ce făcea una, făcea și cealaltă. Și... poți să-i spui numele și dacă ea mai face teatru, Narcisa. Dacă are legătura. Narcisa, nu mai face teatru.
Era foarte talentată. Ok. A făcut, a mers pe filologie. A, deci cu totul. E ceva tangențial. Totuși da. A rămas în marea familie, măcar de limbă română. Da, exact. Citea foarte mult și era foarte talentată la scris. Așa, stai că și tu acum te duci după ce întrebări îți spun eu, să revenim la asta. Ce ți-au zis ai tăi? Și ai mei nu mi-au zis nimic. Tata, după un timp, a venit și mi-a zis hai să vorbim, mi s-a părut atât de... Urmează o ședință. Da, exact. Și am zis, stai liniștit că nu ai nicio șansă. Să mă convinc. Da, deci nici n-a început discuția. Da, n-a mai... M-au lăsat să facă ce mi-a plăcut și ce am vrut. Așa, și totuși... Și m-au sprijinit. Chiar dacă ai picat prima dată... Am picat prima, la ultima probă. Am ajuns până la ultima probă. Am picat la ultima probă. M-am înscris la Română Americană, pentru că la ASE, la stat, nu mai puteam da, că pierdusem admiterea. Și am început să fac relații internaționale, București. La stat. La Română Americană. A, Română, așa e, că ai zis, da, la da. Privat. Ok. Și, bineînțeles, pe urmă ai apucat să la termin? Nu, pentru că în momentul în care am luat la teatru, am făcut un an după care am luat la teatru și în momentul în care am luat, n-am mai putut să fac nimic altceva, nici să citesc o carte care să fie din altă zonă. Nu mai aveam timp. Aveam repetiții... N-aveai timp, aia zic, așa. Lungi. E da. Time consuming și facultatea, dar e și după aia meseria, ca să înțelegeți. Sunt cronofage da. Și facultatea și meseria. Da, și bine că e așa, că altfel nu se poate. Mm-hmm. Pentru ăștia care acum sunt nehotărâți, unde, Doamne iartă-mă, în ce direcție să o ia, profesional. Aveți grijă cu direcția asta. Că îți va mânca tot timpul. Ne întoarce și noi la partea cu lirismul. Stand up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia? M-am trezit și am găsit mesajul tău odată cu dimineața. Nu știu ce mi-aduce, pentru că încă nu am învățat să citesc. Mi-am atins fruntea cu scrisoarea ta. Am apăsat-o pe inima mea, iar când noaptea va veni mută și stele se vor arăta una câte una, am să o deschid pe genunchii mei și voi sta tăcută. Frunzele murmuitoare mi-o vor citi cu glas tare, râul grăbit mi-o va fredona și cele 7 stele ale cunoașterii mi-o vor cânta în ceruri. Nu pot găsi ceea ce caut. Ceea ce aș vrea să învăț, nu înțeleg. Dar această veste, pe care n-am izbutit să o deslușesc, mi-a ridicat povara. Și gândurile mele s-au preschimbat în melodii. Este o poezie de Tagore. Laura Vasiliu. E rugăciune aproape. Aici. Stand up poetry. Da, sigur, bagă ăștia poezie la radio. Bine, mm-hmm. Poezii și rugăciuni mai nou. A, așa, Laura. Și rugăciunea e o poezie. Este. De fapt, a fost rugăciunea, a fost poezia primordială. Da. Cred. Și acum să vorbim de... Facultate, mă, nu prea, că e clar, că în facultate da. Nu poți să spui că ai văzut lumina teatrului, ai văzut-o înainte. Doar ai fost ghidată corect în facultate, bănuiesc. Da, am fost la clasa doamnei Olga Tudorache. Iată. Și Adrian Pintea. Deci, măcar atât. Ai fost ghidată corect, iar tu, după facultate, ai apucat să ai și un spectacol în București și da. Te-ai mutat la Târgoviște pentru... Da, pentru că da, voiam să joc mai mult, era nevoie, e nevoie. Cei care termină au nevoie să joace mult, ca să se descopere, ca să își dea seama. Să rudeze. Da, să învețe. Atunci, ăla este momentul, după facultate. Și în situația asta te-a prins și chemarea către filmul lui Cristian Mungiu? Către
Eram deja la Târgoviște, pentru că, da, am avut un spectacol la Comedie în București. Pentru care făceai naveta. Nu, prima dată l-am jucat aici, dar n-aveam decât spectacolul ăsta de la Comedie, care se chema, a fost o dată în Brooklyn, pus de Iarina Demian. Și mai aveam un spectacol la Cassandra, chiar dacă terminasem, m-au chemat să fac un personaj foarte greu și frumos din Gorki, din mama de Gorki, la clasa Ion Cojar, și chiar a fost o provocare pentru ea, a fost greu, dar frumos, tare. Tu erai senioara grupului atunci. Da. Și am jucat, deci aveam două spectacole practic în București și mai ales la asta de la Comedie am repetat mult, aproape un an. După care am dat concurs la Târgoviște, m-am angajat la Târgoviște și da, veneam aici nu numai pentru spectacole, veneam și pentru probe de film, filmam. Tu filmase și înainte de... Da, filmam și în seriale franțuzești, wow, care au fost pe MC's. Și aveam că a fost de... și la o mare șansă pentru, da, tu fiind, sigur, vorbitoare de franceză. Făcusești la liceu? Făcusem, prima limbă era franceză, dar nu aveam exercițiu limbii atât de... Păi și cu Grasea tu ce făceai? Sau jucai tot timpul? Mă dublau. Eu vorbeam în franceză și jucam în franceză, dar ei totuși mă dublau în serialele. Cu un nativ, vorbitor nativ, da, de limba franceză. Și am jucat și la domnul Dan Pizza într-un serial. Spune numele. Martorii. Și la fel, a fost experiență grozavă. Jucam o nebună și... timidă. O nebună, nu le era timidă. Nu era timidă, dar... a fost greu și zic eu că a fost bine. Da, de acord. Se vede ce ai lăsat posterității. Da, nu. Și apropii de momentul ăsta, tot încerc de 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Cum a fost castingul? Vă bănuiesc că de atunci s-a întâmplat, nu? Da. Ce? Să spună, da, tu ești. Da. Făcusem o reclamă cu Cristian Mungiu și cred că m-a ținut minte de la reclama... Spune, la ce produs era ea? Încerci să mă aduc la aminte. La Domo. Incredibil, nu mi-aduc. Și erau mai multe, erau acum mulți ani. Păi și uite-te la mine, nu, că înțeleg, producătoarea mea s-a uitat așa nedumerită, ea are 21 de ani. Păi nu, dar îți dai seama de când e reclama? Așa, de dinaintea filmului, 4-3-2. Exact, cu puțin așa. Înainte. Și chiar erau mai multe reclame cu... Mai multe povești care... Dar nu uite, aduc aminte, da. Nu mă uitam, eu la televizor în perioada aia. Da, ei, nu era important. Dar am lucrat foarte bine și știu că m-am simțit foarte bine la lucru, la filmare. Nu, fine, eu vreau să văd la casting. Atunci castingul a fost o formalitate, dacă te știai cu Cristian de la reclame. Nu, păi ce mă știam, el făcea nu știu câte reclame pe... Săptămână pătrat. Sau... Da, am înțeles. Adică vedea o grămadă de actori. Nu era ca și cum am fi făcut un film. Ne-am văzut și noi o zi pe platouri. Da, și... Da, oricum eram și în bază de date și m-a chemat... Șefa de casting. Directorul de casting. Cătălin Dordea, da, care... cu care am lucrat iarăși foarte bine și nu era Mungiu și atunci am lucrat cu Cătălin două scene, cred că și după aia le-a văzut Cristian și le-a dat ok. Nu, și a zis, vreau să o mai chem odată și să fiu și eu. Ok. Iar în timpul filmărilor de câte ori s-au repetat scenele? Nu repeta foarte mult. Pentru că era teamă să nu se piardă o oarecare prospețime. Și autenticitatea. Da, nu repeta foarte mult. Adică, deja când simțea că noi ne ducem mai profund în lucruri la repetiție, făcea, nu, stop, hai că facem mâine. Ca să vă scoată din zeama aia. Nu voia să piardă acel ceva adevărat care se năștea. Da, nu voia să-l jucăm. Adică noi, fiind actori, ne dădeam seama că e bine și încercam să refacem.
următoarea dată, că asta e tendința, mm-hmm, să reface acea chestie. Nu s-o trăiești, adică, da. Și voia să evite chestia asta. Și a ieșit, na. Da. Tu ai luat și pentru 3-2-1 premiu, nu? Tu Gopo, pe... fi prești. Deci nu filmul, tu pentru eu, interpretare, da, da, atenție. Da, și ucin. Paul, da. Deci are la statuete pe policioara din casă. Nu mai zic de diplome. Așa. Bine, și în afară de astea, pentru celelalte în care mi-ai apărut pe afară, ai mai luat premii? Aici iartă-mi mie ignoranța. Nu. Nu, asta nu, a fost. Nu, a fost, filmele au fost selectate, am avut două filme care au fost în Lac Enzen. De realizator. De realizator, da. Fiore și Il Resto de la Notte, două filme italiene. Ok. Și acum ai mai filmat ceva de curând? Ce nu știm noi? Ce urmează să apară? Nu. Dar n-ai voie să zici. Sunt încă niște discuții cu tot pe zona Italia. Nu știu de ce am avut lipici. Păi tot arătăm ca italieni, astea, latin. Da, da, ei au apreciat foarte... Nu, se vede că au totuși o tradiție, pentru că îl apreciază mult pe Mungiu și cei cu care am lucrat s-au dus cu întreaga echipă și au văzut filmele lui. Și-au analizat și-au vorbit despre asta. Adică se vede că au școală în direcția asta solidă și un trecut pe care îl știm puternic în cinematografie. Wow! Da. Ok, și acum că bănuiesc că ne apropiem de partea finală, cea în care pregătim melodia, la versurile din melodie, da. Nu? Stai, nu, tocmai de-aia, mai vreau să mai obțin de la tine niște informații. De văzut la teatru te vedem unde? La Teatrul Notara, ultimul, cel mai recent spectacol este Sonată de Toamnă, de Ingmar Bergman, scris și după celebru film, și regizat de Alexandru Muzgăreanu. Pe care încă îl vedem acum în stagiune, nu? Sau s-au fi stagiunea? Chiar l-am jucat duminică. Nu, și când se mai joacă? Pe 2 septembrie. Deci, tocmai, e de-abia când s-o relua stagiunea, în septembrie. Da. Deci, acum e oprită stagiunea la Notara. Da, da. Ok, și până atunci nu te mai vedem până în septembrie, nimic. În zona de teatru particular? Nu, nu. Ești doar în zona de teatru public? De stat. Așa. Da. Dar chiar în zona de teatru privat n-ai fost până acum de văzut? Sunt multe spațiile astea. Da, mi-ar plăcea să fac și asta, dar... Sau la Piatra Neamț n-ai mai apărut? Dar la Piatra Neamț n-am jucat niciodată, doar în festival. Asta e un reproș, atenție! Doar în festival cu Teatru Notaral ne-am dus. Da, cu... nu, da. La Teatru Tineretului, mă gândeam. Da, chiar am fost cu un spectacol Fazanul, un spectacol de bulevard, pe care o să-l reluăm acum din august. Ok. Și o să fie primul spectacol după reluare în septembrie. Am înțeles. Deci în cinematografie trebuie să ne uităm la italien ca să o vedem pe Laura, sau dacă vrem să o vedem pe scenă, așteptați până în septembrie la Notara. Doar în spectacolul menționat mai devreme te vedem la Notara? Capcană mortală, o haită de sfinți, efecte colaterale. Sunt mai multe. Ultimele două în regia lui... Vlad Zamfirescu. Ok. Bine, până în septembrie atunci profitați de momentul ăsta cu Laura Vasiliu și ghiciți din ce va reinterpreta, din ce melodie va declama în continuare. Recunoașteți melodia din care Laura vă va recita. 0758948948. Stand up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia? El și-a pus cafeaua liniștit în ceașcă, laptele l-a pus în ceașcă de cafea, zahărul l-a pus în cafeaua cu lapte și cu lingurița l-a amestecat. A băut cafeaua, ceașca a lăsat, fără să-mi vorbească. A scos o țigară, a fumat tăcut, s-a jucat cu fumul, cercuri a făcut. A pus calm tot scrumul într-o scrumieră.
fără să-mi vorbească, fără să mă privească. Și s-a ridicat. Și-a pus pălăria cu un gest distrat. Și-a pus pe umeri mantaua de ploaie, pentru că ploua. Apoi a plecat. A plecat în ploaie, fără să-mi vorbească, fără să mă privească. Și atunci mi-am strâns fruntea grea în palme și am plâns. Am plâns. Asta-i. Laura Vasiliu. Poate și că l-ai dat greu. Bine, echipa mea a recunoscut, a făcut o căutare, dar telespectatorii, să știi că... Uite așa, lor așa le-a dat în momentul ăsta. Pentru că e mai cunoscută poezia, dar există și... Păi Paula Selling, nu? Melodia. Nu? Ea cine interpreta? Cine? E o actriță. Dar e... să zic? Da, te rog, pe aia, că le-ai dat neîncuia pe toți. A, este... este melodia scrisă de Alifantis. Incredibil. Și o cântă Oana Pelea, o cânta și... N-am știut, da. Mai e și un părinte care cânta la chitară, părintele Dan Bădulescu. Ma, deci noi dacă facem ieri de o căutare, eventual, Oana Pelea cu... Nu se știe. Nu? Cafeaua de dimineață, da. Wow, deci nu, chiar nu s-a știut. Asta e, a dat? S-a găsit ceva? Încercăm să eventual să o și dăm sonor. Da. Oana Pelea. Cafeaua de cafeaua. Dimineață. Ai găsit, da? Da, e de mult, e veche de tot. Nu contează, nu, nu. Eventual o să dăm și noi cu mâna ulterior. Bine, încă o dată, Laura Vasiliu. Laura, mulțumesc. E prima oară când se întâmplă asta. Nimeni nu știe de piesă și nimeni nimic. Și noi și echipa mea a greșit. Băi, mulțumim și din toamnă mergem să te vedem la Notara. Neapărat, și așteptăm și noi pe micile ecrane românești filmele italiene în care joacă Laura. Care nu se cumpără aici în țară. Atenție, da? Băi, ăsta iarăși un reproș. Noi ați cumpărat filmele Laura. Dar vreau să-ți precizez ceva, că doamna Irina Nistor m-a invitat de fiecare dată cu toate filmele pe care le-am făcut în străinătate, că am mai făcut și în Irlanda. Datorită ei și festivalului dumneaei, au putut fi văzute și aici. Ok. În același timp, băi, regizorilor români, băgați și voi în variantă de casting, băgați-o pe Laura Vasiliu, ca să vedem și noi pe micile noastre ecrane. Da, e cineva care deja s-a supărat. A zis, băi, prima dată, chiar prima dată când nu recunoaște nimeni. Bine, toată lumea la școală, gata. Mulțumim, Laura. Mulțumesc. Poetry. Da, ăștia-ți mai deștepți decât ceilalți. Radio Guerilla. E Ribe Radio. Ești ca un